ciulama de farsă, cu cărniță de purcel afumată. Ce să mai, o nebunie. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie, pe mine mă scuzați că eu mai am treabă. Si, te-ai uitat la titlu, așa-i? Ce zici, ciulama de varză. Și nebună e asta de ciulama de varză. Ei, dragii mei, da, ciulama de varză. Pentru că, vezi tu, varza merge foarte bine cu smântână. Și, vezi tu, combinația care eu am eu aici, o să-ți placă din numai. Dacă nu mă crezi pe cuvânt, n-ai decât să o încerci, să vezi dacă îi și trebuie sau nu. Că vorba și ea. Ce dovadă îți trebuie mai bună decât haplea de Constantin care înfuleca din numai. Dragilor, cu încredere că e garantat. Ingredientele ce le-am aici, le găsești ca de obicei acolo jos să ne scrie. Dacă nu, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta aceasta cu ingrediente cu tot ce trebuie să-ți iasă, ceea ce trebuie. Și nu uita, like, share, subscribe, comentarii, abonare, apreciere, urmărire, toate lucrurile astea mă ajută. Pentru că împreună creștem o comunitate de pofticioși care se vor delecta cu bunătățile ce le fac. Așa că, dragilor, haideți la treabă! O rețetă simplă, ușoară, delicioasă, din vechime. Hai să-ți arăt cum o pregătesc. Prima și prima dată, grăsimea. Grăsimea de pasăre o voi folosi de data aceasta și am să pun ca două linguri de grăsime de pasăre. Undeva la vreo 70-80 de grame de grăsime de pasăre. Varza e prietenă cu grăsimea, așa că fii fără grijă, nici nu vei simți, nu te va gâdili absolut deloc. Când vezi că începe să-și facă magia, adică unturica se topește, e bine te pregătești cu următorul ingredient. Așa că am să pun o ceapă mare tocată la cuțit cât poți de mărunt. Pun ceapa în crădicioară, de grabă vin și cu sarea, o lingură de sare, undeva la vreo 7-8 grame de sare. Așa, iau și amestec, o las puțin să transpire vreo 2 minute, adică să se înmoaie ceapa, să devină sticloasă și să înceapă ușor să se caramelizeze. Atenție, nu o prăjim, da? Să nu mai aud prin comentarii că v-am ars ceapa, că am făcut prăjeală, că nu știu cum, că nu știu ce. Nu, o gătesc așa, ușor, ușor, ușor. Practic, sarea va scoate excesul de umezeală din ceapă și voi obține ceea ce trebuie. Ca să nu pierzi timp, o să pui și usturoi și am aici, zic eu, o căciulie bună de usturoi, tocată la cuțit. O pun și pe asta. Tot acum iau și amestec. Încă un minut, nu mai mult. După un minut. După un minut, când vezi că totul arată în genul acesta, uleiul sfârâie în jurul cepei, e bine, eu am să pun morcovul. Un morcov, mai exact, tăiat cu bulețe, mărunțele. Pun și pe asta. De ce îl pun acum? Vreau să-l fric și pe ăsta împreună cu ceapa și cu usturoiul. Să se cunoască toate între ele. Să dea aromă, domnule. Asta urmăresc. Să dea aromă. Și iau și amestec. De data aceasta, încă 3 minuțele. Să transpire și morcovul o leacă de efort, nu de altă. Acum când legumele urlă după frumusețea ta, e bine, e momentul să pui cărnița. Și am aici 300 de grame de cărniță mușchiuleț cotlet făcut de bunica Tinca, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, un mușchiuleț făcut cinstit, corect, exact cum știe ea. De o viață îl faci. Așa că 300 de grame de mușchiuleț cotlet afumat, ca la bunica Tinca. Dacă nu ai, nicio problemă. Pune și tu ce ai. Pune o cărniță care îți place ție, dar să fie de calitate. Dacă are și un pic de fum, să știi foarte bine că cărnița, o puțin afumată, merge de minune cu varza. Uite așa. Acum trag totul la tigaie, da, exact acum trag totul la tigaie, cu cărnița, cu morcovul, cu ceapa, cu usturoiul, cu unturica. Acum fac minuni. Ia ca așa. O fric puțin, nu mult, cât să se rumenească ușor pe toate părțile cărnița. Mai reglăm din foc, dăm mai mărunțel și continuăm să amestecăm nițele. După 3 minute. După 3-4 minute de fugărit carnea prin cartuță, e bine, treci la etapa următoare. Și etapa următoare spune cam așa. Pune dafinul, 3 frunzulițe, pune piperul proaspăt trâșnit, uite așa, dă drumul și la jumătate de ardei capia tăiată în cubulețe mărunte și ușor, ușor începe să adaugi din varză. Varza, mai exact, am aici 1 kg. 1 kg tăiată după cum vezi, mai mărișor. Nu m-am chinuit prea tare să o fac nu știu cum, cât de subțire, frânjulețe, nefrânjulețe, fideluțe. Nu, am tăiat-o și eu 1 cm lățime în felul acesta. Iau și amestec și acum am să o pun ușor, ușor. Câte puțin. De ce pun câte puțin? Pentru că are volum. De fapt, aș putea să o pun pe toată că am și capac la cratiță și o voi înăbuși mai repede, cum ar veni. Adică o voi forța să-și lase mai repede sucurile. Băgă în cap toată fără nicio problemă. Ia să punem așa tot aici. Nu mă chinui cu amestecatul deocamdată. Iau și pun capacul. Dragii mei pofticioși,
Cu capacul pus, voi forța varza să-și lase mai repede sucurile. Până își lase sucurile, ghiciți ce? Varza stă pe căldură, se călește ușor, ușor. Și urmăresc aspectul acesta. De ce? Pentru că varza e dulce, evident. Iar dulcele în legume înseamnă zahăr natural. Înseamnă aromă, dragii mei. Așa că fii fără grijă. Lasă măcar 5 minute cu capacul pus, un foc moderat spre mic și ai răbdare. Ai răbdare că o să iasă ce trebuie. Te asigur. Iar până atunci, eu zic că putem să dăm drumul și la sosul minunat ce va acoperi varza. Voi pregăti în avans sosul pentru ciulamaua de varză ca să am totul pregătit când vine momentul să pun peste varză. Ai văzut ce simplu e? O rețetă super, super simplă. Ia fi atent tu, pregătire. Dragi pofticioși, 2 linguri cu vârf de făină, făină de grâu. Pui așa într-un bol încăpător. Peste făina aceasta, iei și pui 250 ml de lapte rece. De ce pui lapte rece? Ca să nu facă cocoloașe făina. Apoi peste 200 de grame de smântână grasă. Cât se poate de grasă? Ce găsești tu cel mai gras? Aia pui, smântână. Uite așa, tot rece. De ce? Ca să ajute făina să nu facă cocoloașe. Și dacă mă puteți vedea, ia că învârt în varza mea. Asta am să fac. Ia uite. A transpirat exact cum trebuie, e exact ce trebuie și iau și mă joc cu dânsa, uite așa, vreo 5 minute. Încă 5 minute pe lângă cele 5 minute care a stat cu capac. De ce? Să mă asigur că scap de o bună parte din umezeală și plus de asta să mă asigur că se călește puțin, se gătește, aia zic. E bine, revenind la amestecul nostru pentru ciulama, am să mai pun și pătrunjel, da? Cât pătrunjel? Ei bine, aproape tot. De ce aproape tot? Pentru că vreau să mai folosesc și la ornat, la final. Apoi am să pun și mărar. De ce mărar? Pentru că varza cu mărarul n-are sens să-ți mai spun, să-ți mai explic că sunt niște arome deja bine știute, bine cunoscute încă din vechime. Am să pun frumos tot, aproape tot. De ce? Ca să păstrez și pentru ornat. De ce îl pun acum și nu separat? Ei bine, simplu, pentru că mă ajută la amestecat. Doamne, cum îmi ies rimele astea, nici nu le gândesc și nici nu le gândesc, dar ele ies. Hai, iau și amestec și ia uite tu, că nu am niciun fel de cocoloașă în sistem, cum ar veni. Da, s-a bătut totul foarte bine, s-a amestecat totul foarte bine, până e gata vărzuca, e bine se hidratează și făina. Așa că răbdare, în vreo 25 de minute, 30 de minute maxim, varza e gata, ăsta e gata, nu facem altceva decât trebuie să-l punem peste și asta e toată șmecheria. Ciulama de varză, cu cărniță de purcel afumată. O nebunie, domnule! Nu-ți vine să crezi? Fă-o la tine acasă și hai să vezi tu. Câteva momente mai încolo. Se vede că e sezonul la varză. Dragii mei pofticioși, s-a făcut nemaipomenită. Și da, n-a luat decât 15 minute să ajungă în etapa aceasta. E gătită exact ce trebuie și a început deja să caramelizeze. Asta și urmăream. Asta trebuie să urmărești și tu. În momentul în care vezi că reapare grăsimea în cratiță, atunci e momentul să treci la etapa următoare. Și da, priviți și voi aici ce fond minunat creează această varză pe fundul cratiței. Da, iei și îl dai așa bine cu spatula de lemn ca să te asiguri că ai luat toate bunătățile astea din oală. Uite așa, temperezi focul, îl dai cât se poate de mic și, dragii mei pofticioși, ghiciți ce? Punem acest amestec minunat să transformăm totul într-o ciulama. Un așa câte puțin și amestec. O să fie nevoie și de puțin lichid, dar numai bine că într-o 100 de mililitri de apă plătesc și eu castronul să nu rămână din bunătăți aici. Perfect. Și acum iau și amestec ușor, fără prea mult deranj. Cumva toată trebușoara asta o să se lege. Pătrunjelul, mărarul, toate astea vor lucra împreună și vor aduce un gust nemaipomenit la varza asta minunată. Ia priviți și voi ce bine arată. Dacă vezi că leagă prea bine, mai pui puțin apă. Nu te speria, nu se întâmplă nimic grav. Uite așa. Dacă te întrebi de ce n-a lăsat zeama de la varză, ei bine, nu puteai să lași zeama de la varză. Trebuia să ajungem punctul în care să se prăjească varza. De-aia am lăsat să se evapore complet lichidul ce-l conținea varză și vin apoi cu adaos de apă, pentru că deja am dezvoltat aromă. Așa că continuă să amesteci fără grijă focul mărunțel, în total vreo 200 de mililitri de apă. Uite așa, iau și amestec cu grijă. Și în acest moment, 4-5 minute la foc mărunțel, să se cunoască toate între ele, să devină exact ce trebuie și să se gătească făina. Că până la urmă asta e și ideea. De îndată opresc și focul, priviți și voi ce bine arată. Doamne, ce bine arată! Abia aștept să gust, să vă spun și vouă ce a ieșit aici. E gata! E gata! Am terminat o bunătate de ciulama de varză. Nu o să-ți vină să crezi cât e de gustoasă. Așa că, dragi pofticioși, ce rămâne de făcut decât te oprit focul,
Și de îndată revin către tine cu, evident, ce îmi place mie cel mai mult. Greu de crezut? Niciodată. Mai ales când vine vorba de bucătărie, ești liber să încerci arome, să încerci combinații și da, vei rămâne surprins de ce-ți poate ieși. Cine ar fi gândit, cine ar fi crezut ciurama de varză? Da, dragi pofticioși, nu e varză cu smântână, ci ciurama de varză. Altă șmecherie. Hai să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, că vorba aceea arată într-un mare fel și tare curios să văd și eu dacă gustul se ridică la înălțimea așteptărilor. Că vorba aia e garantat. Așa că, dragii mei, cu permisiunea noastră, uite așa, am să iau frumos, fii atent ce cremozitate, ce bine arată, are consistență, are tot ce-i trebuie, nici nu-i spui că e varză, nu de alta. Deși fierbinte, cred că o să fie o nebunie. Wow! Cum intră cu afumătura, genial de mișto. Varza, fantastică, s-a făcut la perfecție. Asta înseamnă că îmi cumperi varză în sezon și mănânci atunci când trebuie, atunci când e proaspătă. Gustul divin, combinația de legume, genială. Varza e făcută, ce să mai, o nebunie. Delicatesi, delicatesi. Pe mine mă scuzați că eu mai am treabă. Wow. Cum? Vrei și tu, Marcel? Nici o problemă. Hai, hai să-ți dau și ție, că deja s-o obișnui lumea să primească din ce gătesc. Ia, ia ține-o. Ia vezi, e bună? Suflă, suflă, că frige. Suflă, așa, 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 suflă, suflă. Hai, ia acum, aia zic. Hai, hai, dă înapoi, dă înapoi, ce stii mai, îți place, nu? Așa e că e bun. Cum? Anca? Anca? Aud bine? Și tu vrei? Măi, mi se șoptește în casă că mereu am urmăritori de ăștia care își doresc să mănânce și ei. Hai zi, dau și ancuței, că vorba și ea. Nu-i prima oară că îmi dă cu like, că îmi dă cu comentarii, cu toate astea. Hai, hai să dau și ței că tare bun. Ia, ia și tu, suflă, suflă să nu care cumva să te frici, că după aia dai vina pe Constantin. Hai, ia acum. Nebunie, nu? Dragii mei pofticioși, acestea v-am spus, vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, să vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de ciulama de varză cu cărnița fumată. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune și nu uita, orice o faci cadou, ori o dai cadou, mereu ești tu câștigător. Am plecat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!